Podul de la Voila va fi gata înainte de termen, susține președintele Consiliului Județean, mai exact în primăvara anului viitor. Cum va arăta noul pod, în ce stadiu sunt lucrările și ce componente au fost aduse în șantier, au aflat astăzi aleșii județeni și locali în cadrul unei vizite de lucru în șantierul de la podul Voila. Chiar dacă am avut o perioadă destul de grea, trebuie să schimbăm soluțiile, v-am povestit de-a lungul timpului că efectiv proiectul vechi a fost îmbunătățit în sensul că prevedea să punem arcele, elementele de arce pe fundațiile vechi. Fundațiile vechi au fost înlocuite cu fundații noi, s-au realizat deja lucrarea principală, în sensul că au fost forați pilonii, acum se lucrează la radier, urmează ca aceștia să fie turnați. Constructorul ne spune că undeva la sfârșitul acestui an, mai precis sfârșitul lunii noiembrie, vom avea elementele de arce montate pe fundațiile vechi. Așadar, suntem convinși că nu august anul viitor va fi gata de circulat acest pod, pentru că așa este termenul legal și corect, că constructorul este interesat să finalizeze aceste categorii de lucrări mult mai repede. Și noi sperăm ca undeva în primăvara anului viitor să fie gata. Termenul contractual este de a fi finalizat, recepționat în august 2025. Tocmai am terminat de forat piloții. Acum se lucrează la fundațiile propriu-zise. Avem mobilizați câți oameni ne permite locația, pentru că este un amplasament mai deosebit. Și până la sfârșitul lunii octombrie vom termina această etapă a construcției, și anume fundația. Podul va avea în total aproximativ 94 de metri lungime dintr-o parte în alta, iar deschiderea arcului 76 de metri. Structură metalică, da, și o parte va fi și structură prefabricată. Structura metalică este deja livrată în șantier. Colegii lucrează în fabrica noastră proprie, sunt realizate și structurile prefabricate. Suntem în localitatea Voila, la punctul de trecere care face legătura între Voila și Pădișul Hăpivașului. Podul Olt, peste Olt vechi, s-a dărâmat, am crezut că repede îl facem altul. Au fost multe probleme, eu mă bucur că după 3 ani s-a găsit soluția și, după cum vedeți, se lucrează intens. Sunt șanse ca la anul, până în luna august, să fie circulabil. Este un pod cu o lucrare foarte importantă, e o provocare și pentru constructor și pentru beneficiari, care e Consiliul Județean Brașov, care au făcut niște eforturi financiare, pentru că s-au schimbat de vreo 3 ori soluțiile din proiect. Acum, ce vă pot eu spune, se vede o lucrare serioasă, tot metalul e pe organizare șantier și sperăm să fie cât de repede circulabil. Am înțeles că până la finele anului se pun elementele metalice, ce înseamnă arcadele și calea de rulare, și pe urmă se va lucra în continuare până la asfaltare. Consilierii județeni brașoveni au aprobat de curând noua valoare a proiectului respectiv, aproximativ 40 de milioane de lei. Din valoarea totală a proiectului, suma de aproximativ 32 de milioane de lei urmează să fie asigurată de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Iar diferența de peste 7.400.000 de lei va fi asigurată din bugetul Consiliului Județean. Potrivit proiectului, pe noul pod vor putea trece încărcături militare de până la 100 de tone. Podul are o importanță strategică, acesta urmând a fi folosit de trupele NATO de la Cincu, inclusiv pentru transportul tehnicii militare descărcate la gara Voila, unde cu finanțare americană a fost amenajată o rampă specială.